Aproape 700 de rentieri agricoli sunt așteptați în perioada următoare la Apia pentru a-și viza carnetele în vederea obținerii banilor pentru anul trecut. Acțiunea, care a demarat la 1 martie, se va desfășura până la mijlocul verii. În perioada 1 martie-31 august, la nivelul întregii țări, se depun solicitări pentru vizarea carnetelor de rentă viageră. Este o măsură care funcționează de câțiva ani. Nu există modificări legislative. La nivelul județului Olt sunt 690 de potențiali beneficiari. Vizarea carnetelor de rentă viageră se face la centrele APIA de care aparțin proprietarii de teren dat în arendă, personal sau prin împuternicit cu procură notarială. Pentru a putea viza carnetul, aceștia trebuie să prezinte o serie de documente ca și în anii trecuți. În sprijinul fermierilor, biroul de rentă viageră, adică locul unde se depun cererile, se află la parterul instituției, la parterul centrului județean, iar ca documente pe care aceștia trebuie să le prezinte sunt cele din anii trecuți, adică buletinul în original, contractele de arendă sau contractele de vânzare în original pentru a fi certificate de către noi conform cu originalul și, sigur, dacă sunt rentieri, având în vedere vârsta lor înaintată care nu se pot deplasa, este necesar ca aceștia să fie reprezentați prin procură notarială la centrul județean APIA, cu mențiunea că cel care îi reprezintă trebuie să prezinte de asemenea documente în original. Rentierii agricoli sunt posesorii de terenuri agricole cu o suprafață de cel puțin 10 hectare care au dat terenuri în arendă. Pentru arendă se pot primi și 8.000 de lei pe an pentru 10 hectare.